Bazându-mă pe tema de astăzi, destin astral, și iată este un cuvânt care mie mi se potrivește cel puțin foarte bine, și trezirea puterilor ascunse, am să încep prin a spune că, într-adevăr, din punctul meu de vedere, acum fără să încerc să contrazic pe cineva, ceea ce spunea domnul Horia Țurcanu este referitor la decolarea avionului de la, să spunem, de la aeroportul Otopeni. Poți, într-adevăr, să ajungi în acest destin să decolezi. Totuși, trebuie să pleci de undeva să ajungi acolo. Și ca să ajungi acolo, trebuie să iei autobuzul sau să iei mașina și să ajungi la acel aeroport de unde poți să decolezi. Și să existe această trezire. Acest drum până la aeroport se numește destin. Destinul fiecare îl avem, într-o oarecare măsură. Sigur că avem și un liber arbitru, asta este diferența. Soarta este puțin diferită de destin. Zilnic mă confrunt cu situații la care trebuie să găsesc răspunsuri, cauze. De ce mie mi se întâmplă așa? Cel puțin în ultima lună am avut situații și probleme îngrozitor de grave, aproape că sunt extrem de încărcată cu ceea ce am auzit în ultima lună la consultațiile pe care le-am avut. Foarte multe decese, foarte multe decese ale oamenilor tineri, părinți care mă întreabă de ce se întâmplă aceste lucruri și bineînțeles că trebuie să găsim niște răspunsuri. Atâta vreme cât nu-și trăiesc numai propria durere și vor să afle și răspunsuri, înseamnă că este un pas totuși către vindecare, pentru că de asta ne aflăm aici. În primul rând să învățăm unde greșim și să reparăm și niște greșeli ale trecutului. Și dacă mă refer la destinul astral, este bine ca noi toți să ne punem pe acest destin care ne-a fost hărăzit și care se poate vedea printr-o astrogramă. Astrograma care se calculează pe baza datei de naștere, a orei de naștere, cine și-o știe, cine nu și-o știe, se poate calcula prin aproximare, și a locului în care s-a născut. Cu toate acestea, eu constat zilnic că sunt oameni care trăiesc în baza legilor karmice, adică de andoaselea destinului, ca și cum drumul este către aeroportul Otopeni și ei tot se duc către Giurgiu, să spunem. Bineînțeles că în aceste situații, care sunt extrem de vizibile, astrologia vind de altfel și o, hai să spunem, o matematică a vieții, trebuie să ai și un har pentru lucrul acesta, dar trebuie să și știi să calculezi. Și apar aceste semne, aceste piedici de-a lungul existenței. De ce nu-mi găsesc servicii? De ce nu mă vindec de o boală? De ce nu mă înțeleg cu mama? De ce nu mă înțeleg cu tata? De ce nu reușesc să-mi cumpăr o casă? Dincolo de aspectele spirituale către care sper că sunteți cu toții deschiși, pentru că altfel nu cred că v-ați afla aici, sunt și aceste probleme inevitabile din viața de zi cu zi pe care le tratează astrologia. Și atunci poți să constați, domnule, nu mergi spre, să spunem, traiectoria pe care ai venit să mergi. Există și un motiv pentru care acești oameni în general merg de andoaselea destinului lor. Din comoditate, din, să spunem, frânele pe care le-au pus uneori părinții, eu sunt foarte de acord cu acest lucru și zilnic iarăși mă confrunt cu această mică problemă, pentru că în general trebuie să o luăm de la esența ei. O femeie care aduce pe lume un copil, pe care des mi se pune întrebarea când să-l nasc, să fie nu știu în ce zodie sau cum ar fi să fie mai bine. Niciodată nu fac aceste calcule. Copilul vine pe această lume atunci când și-a programat el. Nu am calculat niciodată, nu am spus niciodată unei femei este bine să-l naști în ziua respectivă, la ora respectivă. Mi se pare o prostie și mai ales atâta vreme cât eu am adus doi copii pe lume care au venit pe cale naturală. Cred că sunt cel mai fricos om de boală, de durere și de doctori. Cu toate acestea, mi-am înfruntat toate aceste frici de dragul și din respect pentru aceste două suflete care au venit pe lume și știam cât de grav este să încalci acest liber arbitru al copiilor. În al doilea rând, faptul că cineva nu-și dorește un copil, ce este mai bine de făcut? Este mai bine să te confrunți cu propria frică de a aduce un copil pe lume sau de a face un avort? Evident, avortul nu intră în discuție. Totuși, a nu dori acel copil rămâne, este o amprentă care rămâne pe tot parcursul acelei vieți a copilului. Acel copil se poate confrunta într-adevăr cu astfel de frână, adică de a merge de andoaselea destinului pentru că el are ceva de reparat. Și aceasta reprezintă o cauză pentru care foarte mulți oameni au aceste tendințe destructive. Nu reușesc să-și ia o casă, să-și găsească un serviciu, să-și găsească calea. Dar odată conștientizată și odată ce, să spunem, știi încotro ar trebui să te duci și
asupra ce ar trebui să revii să corectezi, eu zic că poate deveni mai simplu. O altă cauză, și enumăr aici aceste cauze pentru că ele sunt primordiale, totul pleacă de la nașterea noastră pe acest pământ și ne referim la reîncarnarea în care suntem. Ați dori prea aprig să aduci un copil pe lume, deși vezi că nu este o cale foarte ușoară. Sunt de acord cu metodele, să spunem, de inseminare in vitro, de, știu eu, de fertilizare. Sunt foarte de acord, însă am văzut și situații în care femeile capătă o adevărată obsesie pentru a procrea, deși poate menirea și calea lor este cu totul diferită. Și asta o spun și în calitate de mamă. Înțeleg ce este în sufletul acelor femei. Totuși, am văzut situații, copii aduși pe lume într-o astfel de, să spunem, manieră brutală, care nu au fost ceea ce trebuia și care s-au născut poate cu diverse probleme de sănătate. Noi nu știm încă că de prin anii 90 și ceva au început să se facă la noi în România aceste inseminări și aceste nașteri puțin forțate. Nu am ajuns încă să studiez, să spunem, aceste astrograme ca să-mi dau seama exact până unde se ajunge în destin sau ce fel de destin au acești copii. Cu toate că știu că sunt destine ușor forțate. Și atunci, ca să pot să răspund la o întrebare care cred că s-a pus puțin mai devreme, și în special doamnei în roșu, care mi s-a părut destul de pertinentă întrebarea dumnei, fiecare spirit vine pe lume de pe un alt nivel. Fiecare spirit, iată, spiritele forțate în felul acesta, nu vin pregătite pentru această lume, nu vin pregătite pentru acest, să spunem, pentru această provocare care reprezintă reîncarnarea pe pământ. Sigur că fiecare avem un destin diferit, fiecare avem o karmă diferită, fiecare ne luptăm în mod diferit. Nu pot să-mi permit, astrolog fiind și tratând fiecare om, să spunem, în mod special, nu pot să-mi permit să încadrez pe toți în aceeași oală. Cu toate că eu cred în trezirea spirituală a fiecăruia, nu toți suntem capabili să ajungem acolo, tocmai pentru că ne trag în jos aceste probleme care trebuie rezolvate. Și vă spun tocmai pentru că sunt un om care zilnic face aplicație practică pe ceea ce numesc eu comportamentul uman și destinul omului. Totuși, odată conștientizate aceste probleme, să spunem că în momentul în care cineva se naște nu a avut aceste piedici. O altă piedică ar fi, să spunem, neiubirea părinților. Când apar aceste situații, de exemplu, cineva vine și întreabă de ce nu merge bine, de ce nu reușesc să mă realizez, întotdeauna întreb ce stă la originea acestei situații, ce s-a întâmplat cu părinții lui, în ce situație a venit el pe lume. De fiecare dată acolo apar perturbații. Nu putem să fim ideali, nu putem pretinde că suntem perfecți, dar putem conștientiza. Odată conștientizat această situație, am făcut deja primul pas. Pe mine în viață m-a ajutat enorm de mult credința și chestia asta am făcut-o de la 14 ani. Probabil că mulți sau câțiva din această sală se întreabă cum se împacă astrologia cu credința. Se împacă foarte bine. Cel puțin din punctul meu de vedere, nu mi-aș permite să dorm liniștită cu capul pe pernă dacă în interiorul meu nu ar răsuna la fel de puternic credința și în Dumnezeu și credința că ceea ce fac este pur și simplu menirea cu care eu am venit pe lumea aceasta. Credința este o cale pentru această iluminare, pentru faptul că noi ne putem îndepărta de barierele care ne-au fost create. Eu însă mi-am văzut o schimbare remarcabilă în familia mea odată ce eu am găsit, să spunem, această cale. Deci o parte din karma cu care tu vii, care te trage în jos până la un anumit punct și de care și eu am fost, să spunem, împiedicată cam până pe la vârsta de 29-30 de ani, se poate sfărâmița, adică din niște bolovani pot deveni niște firicele de nisip, atâta vreme cât îți dorești să faci lucrul acesta, atâta vreme cât conștientizezi că nu ai tot timpul din univers să stai să aștepți, să primești din afara ta un răspuns. Foarte multe persoane care se confruntă cu situațiile mai devreme menționate așteaptă de undeva din exterior să vină, nu știu, să apară făt frumos, să apară o soluție, să apară cineva care să le propună să, nu știu, să facă un serviciu.
Lucrurile astea nu se întâmplă și eu nu cred decât că noi ne putem deplasa spre acel punct. Poate că sunt persoane mai norocoase care pot primi în viață aceste daruri, știu eu, dar în general am învățat că totul pe lumea asta are un preț și dacă primești ceva, la un moment dat trebuie să dai ceva. Când vorbim, iată, de destin, prin astrogramă se poate vedea fiecare care un destin. Odată ce mergem și odată ce am pășit pe destinul nostru, din punctul meu de vedere, toate ușile se deschid. Vorbesc nu neapărat zilnic, puțin mai rar poate cu oameni care nu-și făcuseră astrograma, să spunem, până la 30-40 de ani. Deci astrograma nu este obligatorie. Astrograma, așa cum mă întreba puțin mai devreme cineva, mă întreba dacă trebuie să vină să-și facă astrograma. Eu, de exemplu, nu mă duc la doctor dacă nu am o problemă. Nu trebuie neapărat să-ți cunoști astrograma, cum nici eu nu mi-am cunoscut-o în momentul în care, să spunem, am luat-o pe drumul meu. Fiecare dintre noi este înzestrat cu intuiție, cu instinct, cu liberul arbitru de a crede, de a crede în Dumnezeu sau de a crede că nu am venit pe lume degeaba. Sigur că mai mult sau mai puțin ne confruntăm cu piedici, cu bariere, dar eu știu că cel puțin cărțile pe teme spirituale și toate publicațiile sunt la îndemâna oricui. Atâta vreme cât eu personal mi-am găsit calea citind niște cărți, nu cred că trebuie neapărat să avem sume mari de bani să investim în ceva ca să ne putem descoperi pe noi. Deci astrograma nu este neapărat obligatorie, dar marele meu sfat este ca, în general, fiecare om să se bazeze pe ceea ce simte. S-a vorbit puțin mai devreme de acest sine și de felul în care fiecare simțim că avem ceva de făcut. Și aici, sigur că apar iarăși tot felul de bariere. Karmele noastre sunt de mai multe tipuri. Noi suntem de mai multe feluri. Suntem persoane care avem aceste, să spunem, semne fixe, cum ar fi taurul, leul, vărsătorul, scorpionul, care sunt persoane puțin mai, hai să spunem, fixate pe anumite probleme, cred în niște principii fixe, ar vrea să facă anumite lucruri, dar, să spunem, nu sunt foarte convinse că acel lucru va fi foarte posibil. Sunt persoanele cardinale, guvernate de zodiile Berbec, Rac, Balanță, Capricorn, care dacă nu acționează la primele impulsuri și lasă și întorc problema pe toate părțile, găsesc la un moment dat tot felul de scuze pentru a nu mai face, să spunem, ceea ce au de făcut. Sunt persoanele guvernate de semnele duble, duale, gemeni, fecioară, săgetător și pești, care de multe ori, pentru că li se suprapune în karmă, li se suprapun lucruri rămase neterminate din viețile precedente sau neterminate de proprii lor părinți, asta fiind o altă poveste a celor decesorilor care nu își realizează destinul și care pun pe umerii copiilor și misiunea lor de îndeplinit, trebuie să suprapună mai multe lucruri deodată, adică trebuie să înceapă să facă poate două meserii, două munci, două facultăți, să meargă pe două căi în așa fel încât să le ajungă timpul în această viață să le facă pe toate. Dar pentru fiecare există, din punctul meu de vedere, soluții. Dacă vorbim despre destin, destinul este acela pe care îl simțim, îl simțim la un moment dat. Nu cred că există niciun om pe această planetă să nu fi simțit în adâncul sufletului lui că are o misiune, că are o cale. Și în general când dau sfaturi legate de lucrurile mici și mărunte. Să spunem că sunt situații în care acest destin sau această voce interioară este foarte puternică, foarte prezentă și omul este foarte conștient de ceea ce are de făcut. Sunt situații la care și după o oră sau două ore de discuție cu cineva, aproape că nu reușim să cădem de comun acord cam despre ce este vorba în destinul lui. Și atunci recurgem la lucrurile mici. Ce-ți place să faci? Lucrurile de care te bucuri? Lucrurile, nu știu, să spunem, butonezi o telecomandă, te uiți la televizor, pe ce te oprești, ce-ți place? Ce-ți place să mănânci? Dacă îți place să gătești? La ce emisiune te uiți? Ce fel de carte citești? Lucrurile mici și mărunte. Cu ce oameni îți place să discuți? Cu bătrânii, cu copiii? Dacă ai prieteni, toate acele lucruri mici și mărunte, care credeți dumneavoastră că nu sunt importante, că sunt așa, doar niște fleacuri. Îmi place să mă duc, de exemplu, la o vecină să discut despre ea, despre problemele pe care le are.
poate că acest lucru arată că acel om are un destin de a asculta un om, de a asculta care sunt problemele oamenilor, de a da sfaturi, de a le vindeca sufletele. Deci plecați în general de la lucrurile mici și mărunte, atunci când nu știți spre ce mare cauză să vă duceți. Dacă este să vorbim despre și să trec la celălalt subiect, deși ar fi foarte multe de spus, dar prefer să răspund întrebărilor dumneavoastră așa cum m-am exprimat puțin mai devreme. Și vorbeam de putere ascunse. Iarăși aici situația este diferențiată de la om la om. Sunt acele situații în care planetele personale, luminarile, Soarele, Luna, Mercur, Venus și Marte fac conjuncții pe harta astrologică cu planetele transpersonale, Uranus, Pluton, Neptun. Și atunci persoanele respective au capacități și puteri puțin mai mari decât ceilalți. Aceste puteri neconștientizate, necodificate de către propria ta intuiție sau să spunem și cred cu tărie că oamenii primesc semne în fiecare zi, dar nu reușesc să și le deslușească. Oamenii care au capacități puțin mai mari decât ceilalți sunt și oamenii puțin mai predispuși depresiilor, angoaselor, atacurilor de panică, pentru că aceste puteri neconștientizate, nefolosite, se dezintegrează într-un fel destul de periculos pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru. De aceea nu este neapărat, sau chiar dacă sunt psihologi în sală, eu nu am și nu sunt de acord neapărat că depresia, atacul de panică reprezintă boli, ci s-ar putea să fie exact acele, să spunem, semne că omul respectiv se confruntă cu o putere astrală, cu o energie astrală pe care dacă nu reușește să o decodifice, ea dezintegrându-se creează tot felul de perturbații. Dincolo de acest aspect, odată ce poți să conștientizezi, uite, iată, sunt puteri pe care poți să ți le conștientizezi educându-te, învățând, de exemplu, puterea uraniană nu este o forță, o forță astrală pe care să spunem te naști cu ea și o conștientizezi așa mergând pe stradă. Puterea plutoniană este o putere de regenerare, de transformare, pe care, iarăși, nu toți oamenii o au la același nivel. Noi toți avem această capacitate, dar nu o avem la același nivel. Puterea plutoniană ține de voință, de cât de puternici suntem să transformăm lucrurile. Puterea uraniană ține de conștiință și cât de capabili suntem să înțelegem că putem să facem ceva, în primul rând pentru noi și pentru ceilalți, care să schimbe și să spunem, să remodeleze acest univers. Puterea neptuniană este legată de iubirea față de oameni. Dacă le avem pe toate trei și sunt persoane pe care cărora știu că le funcționează toate aceste energii, atunci da, suntem niște oameni foarte puternici. Puterea, din punctul meu de vedere, nu ți se dă dacă ești un individualist. Puterea deja dată este acea energie pe care nu ți-o poți folosi numai pentru tine, pentru mama ta sau pentru copilul tău, ci este o capacitate pe care trebuie să o împărtășim cu ceilalți. Deci toate aceste tipuri de puteri de care v-am spus, odată ce le-ai, să spunem, decodificat, le-ai descoperit, nu este bine să stai cu ele și spun asta, să stai cu ele la tine acasă și să nu faci nimic, și spun asta pentru că cunosc foarte multe persoane înzestrate cărora le este teamă. Se blochează în momentul în care se gândesc, uite, am clarviziune și nu doresc să fac nimic cu asta, să nu mă expun. Este mai periculos să te naști cu un har și să-l ții pentru tine decât să treci de bariera aceea temerilor și să ai curajul să-ți ajuți semenii odată ce ai primit o astfel de înzestrare. Cam asta știu eu despre, să spunem, puterile noastre ascunse. Există diferență de vibrație, toți avem așa ceva. Nu cred că există un om să ajungă neapărat la iluminare și să nu aibă zile în care vibrația lui să coboare. Deci dacă dați un exemplu, eu personal nu-l cred. Și mie mi se poate întâmpla să am o zi în care sunt, nu știu, foarte supărată, foarte nervoasă, n-am dormit bine. Tot Horia Țurcanu vorbea de somn. Într-adevăr, somnul este un lucru foarte important, cel puțin pe mine, mă afectează teribil. Vibrația mea este foarte scăzută în momentul în care nu am un somn foarte bun. Diferențele de vibrație, repet, toți le experimentăm, însă trăim o epocă
în care observ și observ și din astrogramele pe care le fac că accelerarea arderilor karmice se produce atât de rapid, dacă pe vremuri astăzi făceam o prostie și peste 20 de ani ne dădeam seama, tuturor ni se întâmplă să ni se accelereze tot acest proces de ardere. Trebuie și suntem obligați și să spunem că această perioadă premergătoare acestui așa zis 2012 pe mine chiar mă uimește. Sunt oameni care sunt doar oameni care nu conștientizează. Să spunem acum o perioadă chiar întrebam pe cineva care persista, repeta în aceeași greșeală, nu spun ce fel de greșeală și îmi dădea și o anumită perioadă temporală. Între, nu știu, 2007 și 2008 și la momentul acela am întrebat, dar totuși ce s-a întâmplat în momentul respectiv? Păi ne-am răsturnat cu mașina. Bun, și nu vezi nicio legătură între faptul că te-ai răsturnat cu mașina și faptul că persiști a persista într-o greșeală deja se numește păcat. Și mi-a spus că nu. Bun, dacă cineva conștientizează, atunci probabil că acea răsturnare cu mașina este absolut revelatoare și îl ajută pe el să ardă karma foarte rapid și să se trezească. Dar dacă nu, așa cum s-a întâmplat și într-un caz foarte recent mediatizat, greșeala se repetă și într-un fel mult mai puternic și într-un fel mult mai brutal până când înveți. Idealul și, cum să spun, targetul pe care trebuie să-l atingem nu este ce facem cu corpul nostru fizic sau ce facem aici, ci felul în care conștientizăm și ne iluminăm. Acum, repet, poate că ființa noastră de lumină are acea incandescență permanentă, dar noi ca înveliși o supunem unor oscilații care uneori sunt absolut normale și absolut firești și din interacțiunea cu ceilalți oameni. Nu suntem nici în pustiu, nu stăm într-o pădure, efectiv suntem supuși zilnic unor atacuri vibraționale care ne fac să dăm și înapoi, nu să mergem numai... Absolut. Eu cred foarte puternic în lucrul ăsta. Facem cu toții parte dintr-o energie colectivă.